O auto specială care transportă un container multirisc și doi subofițeri pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei al județului Călăraș au plecat în misiune în Grecia. Pompierii militari cu experiență din cadrul ISU Barbu Știrbei fac parte din delegația română trimisă în sprijin pentru a ajuta Republica Elenă în eforturile de lichidare a focarelor și de diminuare a efectelor situațiilor de urgență produse în această perioadă. Pompierii români au început misiunile de stingere a incendiilor de pădure din Grecia. În acest moment, salvatorii acționează pentru stingerea incendiilor, intervenția asigurându-se cu 6 mașini de stingere, 2 cisterne și o dronă. Totodată, similar zilelor trecute, 6 pompieri vor avea misiunea de a asigura alimentarea autospecialelor cu apă, precum și crearea de culoare pentru limitarea propagării incendiilor cu ajutorul drujbelor. Schimbarea personalului operativ se va efectua la 6 ore, iar misiunea se va desfășura sub coordonarea unui ofițer de pompier grec.